Cel mai mare mercenat în România, UMD24. Tot timpul același minciun, protest ilegal. Și vocea poporului când se mai aude. Când o să ne îngroape pe toți, nu vă este rușine. Păi ei nu îi îngroapă. De atâția ani, ați luat bani de la sistem. Dar credeți că scăpați? Le țineți partea. Da, sunteți prost sistem tot timpul. Adevărul nu-l spuneți, corectitudinea nu, dreptatea nu. Rușine. Ce rușine? Că n-au nicio rușine. Lăsați-i, nici, nici măcar nu sunt conștienți de drepturile lor. Nu, e să credește, doamne, lăsați-i, că n-are rost. Asemenea, oameni, doar Dumnezeu îi lămurește. Imediat să risc că este protestul ilegal. Și când o să vă ia vouă copiii, no, și când o să vă ții și voi foarte lui. Ei sunt special, n-ai înțeles, sunt special. Vine copiii. Ce facem noi este și pentru voi, este pentru toată țara. Vrem să oprim niște abuzuri. Fiți corect, fiți imparțial, că asta este datoria presei. Când ieșea rezistul, e altfel. Când ieșea rezistul, e altfel. Ei sunt mercenari. Ei sunt mercenari, ei nu sunt presă. Mercenari, da? Nu sunt altceva. Asta spune Constituția. Noi suntem aici constituțional ca să ne apărăm viața și proprietățile și copiii. Da, da. În Piața Victoriei, dacă ieșea un om cu un șezlong... De ce nu spuneți adevărul până la capăt? De la cer observator, de la ce bază date se pot face adopții fără acordul părinților, pentru niște criterii absurde? De ce nu spuneți totul? Mercenari! Da, dar dumneavoastră aveți prima dată datoria dacă nu interveneam. De ce nu o faceți datoria? Spuneți-vă de adevărul, luați legea, prieteni de legii, luați mai mult cum și analizați, să vedeți ce aberați într-un de acolo. Dar eu nu știu legea și le stau la țară. Știu, credeți-mă. Iar la legea orașelor de 15 minute, cineva de la USR a pus un amendament ca să se... Da, tot timpul așa fac. Această legislație, inclusiv la sate. Cum o să facă ei? Mergeți și întrebați-l pe tăticul, dar nu și-a copilul din Israel de un an jumate. S-au băgat antenele, s-au băgat monitorizarea. De alea n-au spus nimic. De ce-i refuză dezbaterea cu societatea? Dacă n-au nimic de ascuns. De ce fac rapoartele pe ascuns? Așa li se spune, UMD24. Sunt mercenari, ce vreți să la ei? Unitatea militară Digi24. Păi ăștia sunt! Lăsați-i în plata domnului! Ce să se cedeți când e vorba de copii, mă? Cum să pleci? Lasă că s-a filmat aici presa. Dar și ei copii! Da, nu veți vedea asta pe Digi24, dar întreaga filmare o găsiți pe Război Informațional. Războiinformațional.ro. Distribuiți.